Concertul dedicat Hramului Orheiului a culminat aseară cu un spectacol muzical la care au evoluat renumiții interpreți din România, Pepe și Marcel Pavel. Orheienii, dar și oaspeții veniți la sărbătoare, ne-au spus că au rămas încântați de manifestații, care spre seară au fost încheiate de un show cu focuri de artificii. Cunoscuta melodie Numai iubirea este viață a răsunat pe scena de la Orhei, printre multe altele cântate de interpretul de muzică latino Pepe. Mă bucur că la spectacolul din această seară de la Orhei au fost atât de mulți oameni prezenți și s-au distrat și au cântat alături de mine. A fost o surpriză și pentru ei și pentru mine. Mă bucur mult de tot că am fost în mijlocul lor. La mulți ani, vă iubesc și vă mulțumesc mult de tot! Și Marcel Pavel, un alt cântăreț popular peste Prut, s-a numărat printre surprizele serii la concertul dedicat Hramului Orașului Orhei. El a împărtășit și câteva impresii despre Orhei și oamenii de acolo. Îmi place ordinea și curățenia orașului. Îmi plac oamenii. Respectoși, plini de iubire, de artă, de calitatea cântului pe care eu îl interpretez și le mulțumesc pe această cale pentru faptul că mi-au acordat respect și iubire întotdeauna de câte ori am venit aici. Prezent la sărbătoare, primarul municipiului Orhei, Pavel Verejanu, le-a urat orheienilor sănătate, speranță și i-a îndemnat la unitate. Să vă urez multă sănătate, baftă, mult noroc și să știți că echipa noastră va face ca ziua de mâine să fie mai bună decât ziua de astăzi. Doar împreună, doar înainte. La mulți ani, Orhei! A felicitat orheienii și le-a dorit prosperitate în viitor și primarul de onoare al municipiului Orhei, liderul partidului Șor, Ilan Șor. Politicianul le-a dat asigurări oamenilor că municipiul Orhei se va moderniza în continuare. Dragii și iubiții mei orheieni, eu vă promit că și pe parcurs, iubitul și cel mai bun oraș Orhei va rămâne prioritar în faptele, gândurile și inima noastră. Felicitări, oraș iubit Orhei! De cu zi pe scenă au ieșit și artiști din țară, printre care formația Lume, Bahota Band, Tarmis și Moldovasca. Unul dintre participanți, interpretul român Smiley, a anunțat că din cauza stării de sănătate nu va putea evolua în cadrul concertului. Chiar și așa, melodiile care au răsunat au încântat publicul. Emoțiile sunt extraordinare. Într-adevăr, e o sărbătoare de suflet pentru mulți orheieni, gândesc, și oaspeți ai orașului, că noi suntem în ospeție. Super, bravo, mulțumesc, Orhei, lume nemaipomenită. Totul e superb, dispoziție bună, muzica, cum vă pare? Muzica e bună, instrumentală. Felicităm toți orheienii cu ziua orașului, le dorim sănătate, fericire și succese mari. Iar pentru finalul sărbătorii a fost pregătit un show cu focuri de artificii. Manifestările dedicate sărbătoririi hramului și aniversării orașului Orhei au început de dimineață cu o liturghie oficiată la Catedrala Sfântul Dumitru, urmată de marșul fanfarei și depuneri de flori la monumentul domnitorului Vasile Lupu. Ulterior, cei prezenți în piața care poartă numele voievodului s-au prins într-o horă. Pe lângă evenimentele artistice, musafirii au primit câte o gustare oferită gratuit.